urma inspecțiilor tematice organizate de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în toate instituțiile de învățământ, nu s-a înregistrat nicio problemă majoră în nicio unitate școlară în ceea ce privește grădinițele, în special cele cu program prelungit. Acestea respectă toate condițiile de igienă, deratizare, curățenie, furnizarea energiei electrice și termice, masa copiilor, jocurile desfășurate, etc. În privința grădinițelor cu program prelungit, sigur, aici avem un regim special al acestor grădinițe, motiv pentru care am acordat o atenție, să-i spunem, deosebită, pentru că acolo se vorbește despre un program adecvat, se vorbește despre un regim alimentar, stabilirea meselor în conformitate cu normele în vigoare, normele legale aprobate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației Naționale. Astfel, părinții pot sta liniștiți pentru că prichindeii lor sunt în siguranță în unitățile de învățământ preșcolare dâmbovițene, unde activitatea educațională se desfășoară într-un mod corect și sănătos, propice creșterii fizice și intelectuale a acestora.